acțiuni sinergice. În primul rând, și în primul rând, capitala trebuie să fie una vie, cu foarte multe evenimente, atât culturale, cât și sportive, cât și sociale. Cu toții trebuie să ne implicăm pentru acestea să fie cât mai bine organizate, cât mai des să aibă loc și, de asemenea, să li se găsească locații potrivite, locații adecvate, locații centrale, locații ușor accesibile și, din punct de vedere al metroului, al mijloacelor de transport în comun și al tuturor celorlalte căi de acces.